A venit și Sfânta Revoluție în 89. Pe 92 a apărut iarăși o prorocie a Sfântului Calinic de la Cernica. Se spunea așa, că în 1992 se vor stânge luminile. Ce credeți că au făcut oamenii? Și-au cumpărat orez, și-au pus pe smet, și-au luat pachete cu lumânări, și-au luat bidoane cu apă în casă, că nu știa când va fi acele trei zile de întuneric. Cred că vă aduceți aminte, că a circulat multă vreme și prostia asta. Și chiar și unii duhovnici propovăduiau în particular și spuneau, vezi, ai grijă că trebuie să vină trei zile de întuneric cu Sfântul Calinic. Drag, acel întuneric, prima zi, necredința din noi, a doua, e lipsa noastră de comunicare cu Dumnezeu, iar a treia zi de întuneric este întunericul iadului pe care noi îl dorim. Noi am făcut din pământ iad, noi putem face din pământ rai. Când pui flori, când pui gazon, când îngrijești pământul, când îl uzi, când îl iubești, când îl îngrădești, când vorbești cu florile, ești ca Adam în rai. Când lași o bucată de pământ pârloagă, nemuncit, sau te judeci 10 ani cu frate tu de la el, ăla e o sursă de iad. Deci, acel pământ care te-ar fi hrănit, te-a băgat în mormânt. Deci, ăla e iadul. Deci, asta înseamnă întunericul. Iar acum, ultima prorocie care circulă, vezi, Doamne, toată lumea va fi însemnată cu 666, în chip știut și neștiut, pe frunte, cu laserul. Nu vă dați seama ce tehnică. Eu cred că ar trebui scrisă 12 volume ca la Viețile Sfinților. Iar noi, în loc să vedem de cuvântul Evangheliei, care spune frumos, cerul și pământul va trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Eu am venit să mântuiesc lumea, nu ca să o pierd. Astea nu le citește nimeni. Toată lumea așteaptă să vină Dumnezeu cu un par și să înceapă la omorât. Stați, fraților, Dumnezeu este iubire. Știți ce a făcut în final în Evanghelia de azi? A pus, cum facem noi în fiecare sâmbătă seara, 5 pâini la picioarele lui, le-a binecuvântat și a hrănit cu ele și 2 pești, spunea ce? Și a hrănit ca la 5.000 de oameni afară de femei și copii. Și a mai strâns și nu știu câte coșuri, 12 coșuri de fărâmituri. Ce înseamnă 12 coșuri de fărâmituri? Arhiereul cel veșnic Hristos este în măsură să hrănească toată lumea, pentru că a lui cerul și pământul, marea și toate câte se mișcă în el. A lui aerul, a lui luna, a lui stelele, a lui soarele, a lui căldura, a lui viața, a lui tot. Și acum, venind vremea ca soarele să se ducă pe bolta cerească, unde este locul lui, soarele dreptății Hristos, la tronul Tatălui, ne-a lăsat nouă 12 coșuri de fărâmituri, ce 12 apostoli, să ne hrănească permanent din pâinea cea sănătoasă. Deci iată ce a făcut Hristos. Ne-a arătat că este o pâine sănătoasă, care? Învățătura corectă a Sfintei Scripturi. Și spune tot Mântuitorul, nu cercetați Scripturile că găsiți în ele viață veșnică, și iarăși tot El spune, vă rătăciți neștiind Scripturile. Deci, să fim foarte prudenți și foarte atenți, și chiar la modul ofticos am spus treaba asta, când cineva a comentat și a spus, zice, a, părintele, zice, s-a dat cu tehnica nouă. Nu m-am dat cu nicio tehnică, nici nu știu să pornesc calculatorul. Dar asta nu înseamnă că eu îmi las pravila, canonul, preoția, liturghia, proscomidia, spoveditul, împărtășitul și treaba în mănăstire și mă apuc de acum să stau să tremur cu sapul în cap că vine laserul și îmi pune chip. Să pună, dragă, care-i treaba? Eu am suflet sau am chip? Am conștiință sau am jandarm electric? Cine-i mai periculos decât îngerul meu păzitor care se duce zilnic în fața lui Dumnezeu și dă răspuns pentru păcatele mele?
Cine e mai periculos decât îngerul meu păzitor, care se duce zilnic la Hristos după ora răsăritului soarelui și spune: acest puturos azi n-a slujit, nu s-a închinat, nu s-a rugat, n-a postit, a trândăvit în pat, a pierdut vremea, s-a lenevit, a stat în aședie, în moleșală, are sufletul mort. Și Dumnezeu îi spune: du-te iară pe pământ, poate mâine îl faci mai bun. Oare de el trebuie să mă tem că vede direct fața lui Dumnezeu sau să mă tem de unealta dracului? Fraților, dracul e un tolerat. Dumnezeu putea să-l desfințeze, nici să nu existe. Dar tot Dumnezeu a spus: diavolii sunt doctorii noștri și ne arată neputințele. Noi, dacă n-ar fi draci, n-am fi ispitiți. Și n-am ști cât de proști sau neputincioși suntem. Pe Dumnezeu nu-L interesează nici că ai băut, nici că ai fumat, ci îl interesează să vezi tu că încă ești nestăpânit. De ce apostolul Pavel a spus-o cu atâta înțelepciune? Ați văzut ce înseamnă finețe de apostol? Da, toate sunt îngăduite, dar nu și toate folosesc. Fă discernerea, dragă, între bine și rău, între întuneric și lumină, între Dumnezeu și mamona, singur. Păi, e bine să beau? Nu, că îmi beau mintea. E bine să fumez? Nu, că pot lua o boală. E bine să mănânc în plus? Nu, că mă îmbolnăvesc. Dacă spune doctorul, ține regim, ții. Dacă spune preotul, postește, a, nu, că e de la preot. Deci, vezi că Dumnezeu și în mod social tot la binele nostru gândește? Deci, învățați să mâncați pâinea binecuvântată de Hristos în cele cinci pâini. Și cele cinci pâini au un simbol cu totul aparte. În prescura din care noi facem Sfânta Liturghie sunt cinci pâini. Una este Hristos, cel atotputernic și biruitor. Una este Maica Domnului, care e Biserica cea vie. Una sunt toți sfinții și cetele cerești. Una sunt toți vii de pe pământ cu care trebuie să fim în comuniune. Și una sunt morții pe care nu trebuie să-i uităm niciodată. Mortul nu are nevoie de friptură, de pulpe, de pui, sau de smântână, sau de brânză, sau de borș. Nu, alea le dăm noi din respect, ca ofrandă, cum spune Baruch la capitolul 9, înfrânt pâine și vin pe mormintele părinților noștri, în amintirea păcatelor din Babilon. Dar jertfele prin oasele care le facem, le facem din respect. Mortul trăiește din liturghie. Cine își pomenește mortul la liturghie și împarte o pâine și un măr și un pahar de vin, mortul lui stă în rai. N-are nevoie de nu știu câte miliarde sau milioane de lei să faci un parastas. Nu. Astea sunt obiceiuri tradiționale care noi le păstrăm în Ortodoxie, dar nu fac parte din dogmă. Dogma înseamnă prescură chipul lui Hristos și puterea Sfintei Liturghii. Citiți, era o cărticică, poate mai fi pe la Pangar, puterea celor 40 de parastase. Să vedeți efectul lor. Și cu asta v-am vorbit și de pâinea viilor și de pâinea morților. Trebuie să vă mai vorbesc de o singură pâine. Pâinea Hristos, despre care trebuie să știți așa. Se administrează permanent copiilor, că așa a spus Mântuitorul. Lăsați copiii să vină la mine. Și învățați-vă copiii să se împărtășească. Dacă până la 5-6 ani îi aduceți voi la împărtășit, după aceea vor veni singuri. Își vor aduce aminte: băi, m-a dus la biserică, eu mă împărtășeam. Iar pentru cei bolnavi care au cancere și boli grele, participați, sunt 3 masturi pe săptămână. Veniți la maslu, postiți frumos miercurea și vinerea, care poate și joia dintre ele, și iarăși vă împărtășiți pentru boli grave. Pentru vădanile curate, v-am spus, la o lună sau la 40 de zile. Deci, pâinea lui Hristos stă la dispoziția noastră, dar nu ca în galantar la magazin. Niciodată nu o să spună cineva: hai, nu iei pâine? Nu. Aici vii tu singur și ceri. Ce voi răsplăti Domnului pentru tot ce mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Da, a spus odată o așa zisă doamnă că: părinte, dar fetița mea are 2 ani și a mâncat. Și care-i treaba? Da, dar uite, la o parohie mi-a zis că dacă a mâncat să nu o împărtășesc. Nu o împărtășesc, zic, dar de ce să o lipsești de Hristos când spune și învățătura de credință ortodoxă că copilul până la 3 ani înger nici nu are păcate, nici nu-l judeci.
Da, dacă a spus părintele așa, bine, dorme acasă liniștită și nu mai împărtăși ca mâncat de dimineață. Că nu-i poți lua pachetel cu tine să o împărtășești. Deci, în spatele comodității bagi legea. Pui legea în față, că legea ucide. Duhul dă viață, dar tu fugi de el. Dar în schimb îți ascunzi comoditatea. De ce să scoale mama și tata la 9 să vină să dea o prescură și un pomelnic? Las că mai bine stau până la 10 în pat și se uită la televizor sau dorm. De ce? Nu vă iubiți copiii. Solomon a spus aceasta. Cine nu-și iubește copilul, cruță varga. Și varga nu înseamnă parul, jordea, cureaua, piciorul la scaun sau băta, coada de la sapă. Nu! Varga este și conștiința, și credința, și îndemnul, și mustrarea, și cearta, și îndreptarea, și sfătuirea, și vorba bună, și vorba mai aspră, tot înseamnă varga. Deci, împărtășiți-vă copiii ca să fie cu pâinea cea vie și să aibă viață veșnică. Și dacă vă uitați atenți, și cu asta am încheiat, că m-am uitat la timp, spune așa, că au mâncat ca la 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Cum vă explicați lucrul acesta în termeni de cuvinte teologice ca expresia Sfintei Scripturii? Ce sunt bărbații? Sunt sufletele conștiente de dreapta credință care s-au statornicit pe această cale și nu mai pot fi smintite sau clintite. Că așa a spus Mântuitorul la apostoli. Dați-le voi să mănânce, adică noi, nu alții. Și după noi vor veni alții, care tot ei vă vor hrăni. Și a spus, dar n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Păi aduceți-le aici, adică la biserică cu el. N-a spus, mergeți și împărțiți lor. Ei au trecut și au luat de la Hristos. Și de ce afară de femei și copii? Copiii nu au judecată și sunt plăcuți Domnului, deci nu intră la socoteala conștiinței. Bine, să nu vorbim de la 10-11 ani când fumează singur în apartament. Deci vorbim de copii, de prunci. Și femeile ce sunt? Sunt oamenii care pot cădea și se pot ridica, deci este încă sufletul pătimaș care suferă și pătimește, dar a mâncat din pâinile mulțite și a rămas și după ei fărmături. Deci este loc. Vițelul este gras, citiți în postumare acolo când se citește la miezul nopții de înviere. Și sărbătoarea este bogată. Veniți și vă bucurați și cei care ați postit, și cei care n-ați postit, și cei care v-ați strândăvit. Dar de ce le spune așa? Ca să vi se trezească conștiința.